A fost furtună în județul Mehedinți în această după-amiază. O ploaie torențială însoțită de grindină a căzut astăzi timp de câteva zeci de minute și în municipiul Drobeta Turnu Severin. Începând de astăzi, de la ora 12 până marți la ora 21, județul Mehedin se află sub atenționare meteorologică cod galben ce vizează ploi însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică temporar accentuată. În intervalul menționat sunt prognozate averse ce vor avea caracter torențial, frecvente descărcări electrice, vijelii, dar și grindină. Până mâine seară, la ora 21, județul nostru se va afla sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează ploi însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică temporar accentuată. Sunt prognozate averse ce vor avea caracter torențial, frecvente descărcări electrice, vijelii și izolat grindină. În cazul manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. Totodată, pentru limitarea posibilor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va face la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. Facem apel la cetățeni să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor pluviale. În cazul manifestării vântului puternic, cetățenii trebuie să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care le asigură protecția. Având în vedere posibilitatea averselor cu acumulări semnificative de apă, populația va fi nevoită să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere.